ziua, domnul Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Buzatu, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Mulțumesc și eu pentru invitație. Aș vrea să începem discuția de astăzi cu câteva precizări în ceea ce privește situația guvernului. Avem 3 ministere cu miniștri interimari deocamdată. Se pune problema unei remanieri, a unei restructurări. Dumneavoastră, ce variantă o considerați mai oportună în cazul acesta? Restructurare, remaniere? Situația reală care există în câmpul politic în momentul acesta, sigur, 3 ministere cu miniștri interimari presupun că va trebui stabilizată această situație și propuși alți membri ai guvernului. Meargă pe aceleași propuneri în continuare? A fost o primă încercare în ceea ce privește remanierea potrivit regulii constituționale, în care s-a propus un număr de 3 persoane pentru a ocupa funcțiile respective, pe care președintele Iohannis a refuzat-o. Și eu am spus, într-un mod ironic, poate, dar până la urmă foarte serios, că s-a comportat în mod așteptat. Adică cei din opoziție pe care președintele Iohannis îi sprijină se așteptau ca președintele Iohannis să respingă aceste propuneri, iar cei de la putere se așteptau ca președintele Iohannis să respingă aceste propuneri, pentru că a făcut acest lucru de fiecare dată când i s-a propus ceva de către majoritatea parlamentară. În punctul ăsta de vedere zic că stăm bine, în ghilimele, însă situația a rămas la fel. Avem un minister greu, cum e Ministerul Justiției, spre exemplu, și încă nu avem un ministru. Avem ministru interimarul își va îndeplini atribuțiile pentru perioada pe care Constituția o permite și după această perioadă urmează ca președintele Iohannis să se pronunțe în legătură cu noile propuneri care vor fi înaintate către domnia sa. Sunt 2 variante aici. Ori să se apeleze la înțelegere de către președintele Iohannis a situației și să se propună remaniere în stilul clasic, normal, ori până la urmă va trebui forțat cumva această numire a miniștrilor și se apeleze la varianta restructurării guvernului. Eu cred însă că ar fi de dorit, pentru a nu perturba foarte mult viața politică națională, să urmăm calea normală a remanierilor. Nu ne putem aștepta la o atitudine pozitivă din partea președintelui Iohannis, pentru că domnia sa este într-o campanie electorală susținută, chiar dacă nu e declanșată campania oficială, și în acest context cred că trebuie să răspundă solicitărilor celor care îl sprijină în această campanie electorală, care l-au sprijinit și în campania electorală trecută, să răspundă partidelor de partea cărora s-a poziționat, ignorând mai mult sau mai puțin prevederile constituționale. Și n-aș putea acum să descriu eu comportamentul președintelui Iohannis, pentru că nu, odată, nici nu sunt din tabăra care îl sprijină pe președintele Iohannis, dar nimic din ceea ce s-a întâmplat până acum nu sprijină o asemenea previziune, adică a unui comportament absolut normal, să numești pe aceea pe care majoritatea parlamentară îi propune. Îmi amintesc că dumneavoastră ați fost singurul social-democrat care a votat împotriva schimbării lui Tudorel Toader de la Ministerul Justiției. De ce ați votat atunci împotrivă? Ați fost singurul social-democrat. Eu cred că erau mai mulți oameni care gândeau ca mine, dar au ales să voteze altfel. Din anumite considerente, sigur nu de oportunitate sau gândindu-se că trebuie rezolvată rapid situația, nu s-au exprimat. Eu l-am susținut pe ministrul Tudorel Toader pentru că acesta e un om cu o pregătire profesională foarte bună, pentru că Tudorel Toader a știut cum să se comporte în cadrul acesta al bătăliei politice, astfel încât să-și atingă obiectivele pe care și le-a propus, să argumenteze foarte bine, adică pe lege, soluțiile pe care le-a dat.
Sigur că lucrurile acestea au făcut ca să treneze puțin rezolvarea anumitor probleme și atunci el a creat sentimentul unei părți, a majorității, de fapt, componenților majorității parlamentare, că tergiversează lucrurile, că încearcă să ocolească anumite probleme. Nu cred că, eu nu cred nici acum că el a făcut lucrul acesta, dar trebuie să ținem cont că opinia e un lucru foarte important în ceea ce privește rezolvarea unor situații politice. În general, oamenii adoptă soluții care sunt sprijinite de opinia majoritară. În cazul acesta, opinia majoritară din organismele decidente a hotărât ca Tudorel Toader să fie, să-i se ceară demisia și să fie înlocuit. Ce v-au spus colegii după? Ați purtat discuții, nu v-au întrebat de ce ați ales să votați? V-au cerut explicații? N-am avut nevoie să dau explicații pentru că am susținut lucrurile acestea în plenul Comitetului Executiv și prin declarațiile pe care le-am dat presei în momentul respectiv. Eu cred că e o problemă foarte complicată atunci când îl înlocuiește un ministru prestigios, un ministru care are o competență profesională ridicată și este bine să ai argumente foarte solide pentru acest lucru. Nu m-au întrebat colegii nimic pentru că au consemnat opinia mea. Au înțeles de foarte multă vreme că eu exprim acele opinii care sunt în conformitate cu comportamentul meu tradițional în cadrul partidului și din punctul acesta de vedere nu am avut reproșuri sau alte observații care să mi se facă. Dar a fost o greșeală înlăturarea lui Tudorel Toader de la Ministerul Justiției? Aici nu există greșeli. Aici există decizii. Dacă un ministru nu este numit într-un guvern până la sfârșitul mandatului sau pe viață, sau ca să ne extindem puțin aria raționamentelor noastre, este numit pentru perioada pe care majoritatea care îl susține o acceptă. Care considerați a fi cea mai potrivită persoană acum pentru a ocupa această funcție? Nu pot să nominalizez o persoană. Am văzut, propunerea persoană. PSD-ului a fost domnul Nicolicea, care a fost refuzată. Iată. Am acceptat această propunere, fiind rezultată din votul majorității colegilor noștri și, evident, cei care sunt mai mulți au dreptate în asemenea cazuri. Dar dacă ar fi să exprim o opinie în legătură cu candidatul la funcția de ministru al justiției, mă gândesc că se poate face un portret robot al acestei persoane și că portretul robot trebuie să includă câteva calități. Cum ar fi? Să aibă prestigiu profesional, să fie o personalitate recunoscută în domeniu, pentru că are de-a face cu foarte mulți oameni care îndeplinesc în puterea judecătorească, în justiție, îndeplinesc funcții de foarte mulți ani, care au o experiență solidă în ceea ce privește profesionalismul lor și sigur că e greu să impui o personalitate care este criticată pe aceste criterii. Dacă ne gândim la spectrul politic, însă orice personalitate vei numi, ea se va bucura de critici din partea opoziției, bucura în ghilimele. Am văzut că se tot vehiculează zilele acestea, cel puțin în spațiu public, o anumită tensiune între liderul PSD, domnul Liviu Dragnea, și doamna Viorica Dăncilă. Dumneavoastră, ce știți, care mai este relația dintre cei doi? Am să risc să-mi fac noi prieteni în spațiu mediatic și am să spun că presa noastră a rămas pe un trend care a fost imprimat în anii de după Revoluție, un trend de scandal în special. Și chiar atunci când nu există scandal, este dorința de a fi scandal. Și atunci, pentru a stimula această dorință, pentru a o face publică, se vehiculează diverse ipoteze. Sigur, ipotezele acestea pot să capte consistență, pentru că ele pot influența gândirea inclusiv a membrilor majorității, a celor decidenți din structurile decizionale, pot influența și părerea publicului aceste variante, pentru că știm povestea. Lansează zvonuri,
pentru că ele vor duce la un rezultat, calumniază pentru că ceva va rămâne și tot așa mai departe. Deocamdată guvernul este stabil cu problema pe care o avem, aceea de a numi, a fi remaniat și a numi alți trei miniștri, și vom vedea ce ne va aduce perioada următoare după alegerile europarlamentare, care sunt de fapt și în realitate subiectul cel mai important din România în momentul acesta, dar care nu apare în prim plan, și eu cred că asta este o greșeală din partea partidelor politice, pentru că se lasă pradă acestor, să spunem noi, efectelor acestor lansări de zvonuri. Pentru noi toți este important ca echipele de parlamentari, indiferent din ce partid sunt, să fie solide, să aibă vectori ideologici, adică să fie atașate partidului care le-a propus, să fie foarte serioase, să aibă competență și, evident, să poată argumenta această competență în fața alegătorilor. Iată, cum spuneați și dumneavoastră, ne aflăm în plină campanie a alegerilor europarlamentare, ce vor avea loc pe 26 mai, odată cu referendumul pe justiție, lansat de președintele Klaus Iohannis. Cum arată lucrurile la Vaslui în această privință? Cum arată pregătirile pentru votul din 26 mai la Vaslui? Eu sunt partizan, deci sunt membru al Partidului Social Democrat de foarte multă vreme, de la fondarea acestui partid. Și evident apăr punctul în orice circunstanță, apăr punctul de vedere, chiar dacă uneori poate că nu sunt în sine mea de acord cu el, dar apăr punctul de vedere al Partidului Social Democrat, pentru că el este rezultat din voința membrilor a structurilor decizionale și este clar că noi toți, cei care suntem înregimentați în partide, trebuie să înțelegem acest lucru într-un partid. Poți să ai foarte multe idei, dar până la urmă trebuie să subsumezi aceste idei hotărârilor organismelor decizionale, pentru că altfel nu am putea face politică dacă fiecare ar ține sine die la părerea sa și n-ar renunța deloc. Din punctul acesta de vedere, campania în regiunea și în județul în care eu sunt președinte al Partidului Social Democrat se derulează, aș spune eu, în conformitate cu părerile noastre, că este lucru cel mai important. Iată, duminică, de exemplu, am avut o acțiune care, sigur, imediat a fost preluată de presă sub o altă formă. Am avut o acțiune de a declanșa întâlniri electorale în fiecare localitate din județ, în mod public, în piețe, nu în spații închise, în mod public, pentru a discuta cu alegătorii, evident sprijinitorii Partidului Social Democrat, sau cu oricare dintre alegătorii prezenți la aceste întâlniri. Și pot să vă spun, Facebook-ul a fost populat cu imaginile respective, pot să vă spun că a dat un rezultat excelent inițiativa aceasta, pentru că în loc... Vorbiți de meeting-ul? Meeting-uri e... Așa toată lumea, văzut toată lumea numit. Prezintă ca fiind niște meeting-uri. Nu sunt întâlniri electorale, dar pe care noi și nu de acum, ci de foarte multă vreme, în județul Vaslui, susținem în mod public. Și am exprimat și atunci, ca și acum, într-un mod așa care... semna parabolă că noi vorbim și pentru mulți și pentru puțini. Dacă vin 200 de oameni sau 300 de oameni, încercăm să discutăm cu acei oameni, să-i convingem pe acei oameni, să le expunem planurile noastre, să prezentăm echipele. Dacă vin 20 de oameni, încercăm cu aceia, dacă vin 12, încercăm cu aceia, dacă vin 2000, încercăm cu cei care Câți sunt oameni prezenți. Au fost prezenți? În Vaslui, la această întâlnire electorală pe care o desemnat-o ca meeting electoral al județului Vaslui, au fost prezenți 200-300 de oameni, după estimarea mea, dar și a presei locale. În localitățile celelalte, au fost în toate localitățile, în toate cele 86 de localități, și nicăieri nu s-a înregistrat o participare mai mică de 100 de oameni. Sunt localități în care au participat 150, 200, dacă avem în vedere o estimare, să spunem noi, aproximativ, pentru că nu stătea nimeni să-i numere pe toți cei care erau prezenți la un moment dat sau în momente succesive ale derulării acțiunii. Ce v-au spus oamenii? Noi ținem la acest aspect public, pentru că odată trebuie să înțelegem cu toții că nu avem partidele politice de ce să ne fie teamă să ne întâlnim în public cu oamenii. Acolo, în piața civică, pot să vină susținătorii partidelor, poate să vină oricare cetățean care este în trecere sau care dorește să asiste la meeting-ul respectiv. Și în
legătură cu această acțiune, vreau să vă spun că a fost foarte bine primită, oamenii s-au comportat foarte civilizat și zic că majoritar au răspuns pozitiv la chemarea noastră de a fi prezenți la vot, de a-și exprima votul pentru alegerile europarlamentare și de a susține Partidul Social Democrat. Am fost și în localitățile adiacente, diversi reprezentanți ai Partidului Social Democrat și eu am fost în câteva localități. Vă spun că într-una din localități un cetățean, unul singur, a fost, care a avut o intervenție așa mai ieșită din comun, care era foarte supărat, foarte furios și m-a întrebat dacă ce-am făcut în ultimii 30 de ani. Evident, mi-era foarte greu să povestesc ce am făcut în ultimii 30 de ani. Știu că este o reluare a întrebării din timpul Revoluției. Ce ați făcut în ultimii 5 ani? Am încercat să purtăm un dialog până la momentul în care, sigur, am constatat că el avea alte convingeri și eu nu cred că trebuie să insistăm foarte mult. Noi trebuie să-i convingem pe cei care acceptă ideile noastre. Nu stau să-l conving pe unul în detrimentul a 200 până când pleacă toți cei 200 plictisiți că eu port dialogul doar cu o singură persoană. Noi am avut întotdeauna o modalitate foarte deschisă și eu cred că succesul nostru în alegeri atâția ani s-a datorat acestei modalități deschise, a discuta în public, a încercat să răspundem tuturor și a susținătorilor și a criticilor noștri și am promovat o atitudine extrem de civilizată și profit de faptul că sunt în fața dumneavoastră și fac apel la toată lumea. Pentru că ne-am obișnuit să ne inflamăm în alegerile de orice tip. Acum și în cele europarlamentare să proferăm insulte, să aducem doar acuze, uitând de fapt care este scopul acestor alegeri. E foarte ușor să lansezi zvonuri sau să critici pe cineva fără niciun fundament, să nu asculți explicațiile. Lucruri mai complicate sau și mai grele sunt acelea de a te comporta, să spunem noi, într-un mod participativ, adică să asculți, să încerci, dacă ești opozant, să mă lămurești tu pe mine, dacă poți, într-un timp rezonabil, că tu ai dreptate. Poate că ar trebui cu toții să ne revenim puțin în ceea ce privește viața politică națională și să adoptăm această atitudine mai tolerantă, pentru că ea nu aduce câștig de cauză. Chestiunea aceasta nu e revoluționară, refractară. Atitudinea refractară față de, să spunem noi, ideile unui partid, față de, nu mai zic de candidați, pentru că atunci intrăm într-o altă zonă, pentru că am văzut foarte mulți care lansează în permanență insulte la adresa candidaților și mai mult decât atât lansează, să spunem, nu știu dacă mai spun eu foarte exact, lansează acuze, insulte la adresa alegătorilor. Unii fac proști pe alegători. Toată lumea, că sunt proști alegătorii că noi aleg pe dânsii. Păi, haideți să ne imaginăm un lucru. Masa alegătorilor e relativ constantă. Creșterile de la o alegere la alta sunt nesemnificative. Un partid obține 20%, un partid obține 30%, un partid obține 50%. Partidul care obține 20%, ce urmărește în alegerile următoare? Să-și majoreze scorul. Dacă tu îi acuzi pe cei care au susținut pe cei 50% în permanență, că sunt proști, că n-au idei, că sigur ei greșesc. Vei avea efect invers. Ce efect să ai? Te aștepți ca oamenii aceia să accepte aceste lucruri și spună, să-și dea seama pe loc, spune, ia uite, domnule, ce bine ne zice asta și ne schimbăm acum opinia, nici pe departe. Este o abordare greșită a campaniilor electorale, nu e chiar prima dată la noi, dar sigur, asta ne îndepărtează foarte mult în campaniile electorale și efectiv în ziua votului, atunci când ne manifestăm votul, ne îndepărtează de o atitudine rațională, calculată, analitică, în care să alegem ce e mai bine pentru noi. După cum spuneam, în aceeași zi va fi organizat și referendumul pe justiție. Credeți că va rezolva ceva acest referendum? Eu am să spun aici părerea mea. Nu mă discut aici de o hotărâre a partidului, pentru că n-a fost o asemenea hotărâre. Președintele partidului s-a exprimat în mai multe rânduri în legătură cu acest referendum. Eu cred că acest referendum a fost promovat ca o acțiune manipulatorie, gândindu-se că sondajele dădeau un rezultat relativ slab pentru partidele opoziției și prin acest referendum
va fi capacitată o masă de oameni care să-și exprime în conformitate cu întrebările respective opinia, o opinie care să fie favorabilă celor din opoziție. Nu cred că va da rezultate această chestiune. De aceea eu am și spus că participarea la referendum este la latitudinea fiecărui participant la vot. Noi am susținut ideea unei participări masive la vot, dar la referendum cine vrea să se ducă, cine vrea să intre în acest context manipulatoriu, să se ducă, să se pronunțe, este voința fiecărui alegător pe care nu vrem noi acum să o, cum spun, să o modelăm. Spuneați context manipulatoriu din partea cui? Să fim un pic mai analitici în ceea ce privește această problemă. Dacă pui niște întrebări de tip cragelean, nu e așa că pământul e rotund, evident că toată lumea va răspunde pozitiv. Da, dacă întrebi cetățenii, vreți ca oamenii condamnați penal să nu vă mai conducă, la ce răspuns te aștepți? Sigur că vor spune, pentru că în realitate condamnații penal, potrivit legilor din România și potrivit hotărârilor judecătorești, nu pot să mai participe la viața politică, pentru că au hotărâri judecătorești care sunt circumstanțiate, care în diverse cazuri interzic chiar aceasta pe o durată. Sigur trebuie să ținem cont și de faptul că oamenii pot să greșească. Și un om care a greșit și care a fost sancționat, care și-a ispășit pedeapsa, care a fost supus unui proces de reeducare, eu cred că trebuie să-l primim, spun lucrurile acestea de foarte multă vreme, atunci când am, și atunci când am susținut grațierea, trebuie să avem înțelegere față de membrii societății, față de aceia care au greșit și dacă ei au acceptat că au greșit, dacă au suportat sancțiunea penală sau orice altă sancțiune, dacă au fost reeducați, trebuie să-i reintegrăm în societate. Dar ce ne facem cu cei care sunt anchetați și totuși cu cei care dau funcții de conducere? Sunt anchetați, problema este lămurită. Dacă ei sunt vinovați, se constată la sfârșit, pentru hotărâre judecătorească definitivă, că sunt vinovați, pentru că noi avem în față, fac o paranteză, avem nenumărate exemple în care oamenii au fost anchetați, au fost atrași în procese, etc. Da, și la sfârșit au fost achitați. Final, da. Și atunci, de ce să-i sancționăm pe acești oameni? Justiția este o justiție omenească, nu este justiția divină. Și ea nu poate, să spunem noi, să facă niște condamnări, să lanseze condamnări definitive în legătură cu un individ. Orice om, după părerea mea, trebuie să, cu cei care trebuie să aibă încredere în societatea în care trăiește și în înțelegerea acestei societăți, chiar față de aceia care au greșit. Nu vreau să aduc acum exemple istorice nenumărate în care oameni care au greșit, au ispășit și au devenit niște cetățeni model după suportarea acestor pedepse. Spațiul public e mai inflamat în momentul acesta și în aceste condiții e greu să asculți aceste argumente raționale. Oricât ar fi de greu, noi totuși trebuie să facem apel la ele și să încercăm să găsim o linie mediană, adică atunci când ne exprimăm votul, atunci când de fapt știm că votul nostru va cântări foarte mult în ceea ce privește destinele unor oameni. Pe final aș vrea să trasăm câteva concluzii referitoare la starea justiției din România. Acum, cum arată justiția în România, în opinia dumneavoastră? Eu am spus putem avea încredere mai multe în rânduri. Noi am pornit acum 30 de ani de la o stare în care justiția comunistă a fost abolită, de la o stare în care s-a creat un vid legislativ extrem de, spune unii, de un vid cuprinzător. Vidul ar putea să cuprindă totul, dar nu chiar tot, n-a cuprins chiar tot atunci, tot spațiul acesta public. Și pas cu pas acest vid a fost populat cu legi, cu în cadrul acestei acțiuni s-a conștient sau inconștient s-a format și un echilibru între puterile statului. Pentru că puterile statului, puterea executivă, puterea legislativă, puterea judecătorească trebuie să fie sau să tindă
permanent spre un echilibru. E greu de găsit o stare în care aceste puteri sunt perfect echilibrate și cunoaștem din istorie fazele în care au evoluat multe state și cataclismele care s-au produs în statele respective. Nu cred că am uitat experiența anilor 30-40, când un anumit echilibru al puterii a fost stabilit în statele fasciste, un echilibru care a dus la dezastrul celui de-al doilea război mondial. Nu cred că am uitat un anumit echilibru al puterilor care s-a stabilit în multe state din America Latină, care au dus la dezechilibre majoritare. Nu cred că am uitat nici un anumit echilibru al puterilor care a fost în perioada comunistă și care a dus și el la un dezastru. Și din punctul acesta de vedere, cred că trebuie să analizăm foarte bine starea actuală a justiției, pentru că și în acest moment avem de-a face cu un dezechilibru în ceea ce privește. De fapt, cauza acestor frământări este acest dezechilibru în ceea ce privește puterile statului. Puterea judecătorească, care are un rol important în ceea ce privește echilibrarea vieții politice și a vieții sociale, în, spun, cu conformitate cu niște idei care, sigur, mai trebuiesc încă analizate, a luat un avans foarte puternic și a încercat să devină o putere reglatoare a tuturor celorlalte sfere. Atât a sferei puterii legislative, a Parlamentului, cât și în ceea ce privește puterea executivului. Ori lucrurile astea trebuie judecate cu mai multă atenție, pentru că într-o democrație un control reciproc al puterilor trebuie să aibă ca punct de plecare activitatea parlamentară, pentru că acolo în Parlament, indiferent cum îi considerăm noi pe oamenii aceia, ei sunt reprezentanții poporului, reprezentanții oamenilor. Dacă reprezintă mai bine sau mai rău, dacă reprezintă cu mai multă competență sau cu mai puțină, oamenii aceștia, reprezentanții noștri în Parlament, sunt aceia care de fapt au misiunea de a legifera, misiunea de a stimula în permanență controlul puterilor într-un stat. Putem avea încredere în justiția din România acum? Trebuie să avem. Avem și cazuri, să nu ne amintim, de la Ploiești. Trebuie să avem încredere. Încrederea se creează atunci când, inclusiv prin mecanismele de autoanaliză în cadrul puterilor statului, se acceptă că putem greși. Dacă nu acceptăm că putem greși și că hotărârile noastre sunt de natură divină, atunci lucrurile sunt mai complicate. Domnule Buzatu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și vă mai așteptăm pe la noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim.